E sărătoare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Roblox în care, bă, azi, habar n-am ce fac, habar n-am ce facem astăzi. Ok, deci, sper să apară episodul ăsta pe YouTube. Sper să apară pe YouTube, ok? Sper să apară pe YouTube. Te rog, altfel, frâle, nu da creș. Ok, sper să apară pe YouTube acest video, dar, practic, am revenit în Pet Simulator. Bine, am revenit eu de nu mai știu când, nu mai știu de când. Și bă, avem niște chestii de arătat, să vă arăt chestii, dar nu prea cred, mă rog. Deci, în primul și primul rând, din nou la un episod. Nu știu dacă ați văzut pe comunitate, dar de fapt, hai să vă explic ce s-a întâmplat mai pe scurt. Deci, eu voiam să fac o chestie. Și gen, voiam să fac o chestie și prin accidentare. Din accident. Dintr-un accident, nu știu ce am făcut. Dar mi-a șters ceva și n-am putut să mai mă conectez la niciun internet. Gen, nici măcar nu mi-apărea gen internetul. Și am zis după aia că, bă, eu mi-am stricat Crăciunul. mi-am stricat vacanța de Crăciun. Dar pentru că eu sunt o formă foarte mare bun tehniciană la informatică și eu nu mai zice pe linie. Eu aseară am făcut un sistem image, nu știu, gen practic e un backup. Iar eu am pus backup-ul ăla și prin minune s-a văzut internetul. Milioane de tutoriale am căutat cum să fac. Bun, deci hai să vă explic în felul următor. Deci, ce s-a întâmplat cu calculatorul și cu gen, da, ce s-a întâmplat. Ei bine, trebuie să mă apropiu puțin mai așa pentru că la mine se doarme aparent. Bine, știam că se doarme, dar mă rog. Practic am făcut o prostie. V-am zis, am făcut o prostie și gen, da, mi-am distrus într-un fel calculatorul, dar nu mi-l-am distrus. Nu, glumesc, mi-am distrus, că nu mi-l-am distrus și neaba. Dar, e ciudat. Era foarte ciudat și n-am înțeles de ce se întâmpla, de ce se întâmplau astea. Adică, de ce se întâmpla chestia asta. Adică, că nu pot, bă, am căutat milioane de tutoriale, am găsit, dar pur și simplu nu mergeau pentru că de altceva eroare și nu mergea, pentru că calculatorul ăsta e gen foarte ultra mega folosit. Și da, cam asta s-a întâmplat și a fost destul de nașpa că s-a întâmplat lucrul acela și a fost destul de trist, sincer, am fost destul de supărat. Ia uite-i, bă. Ia uite-l. Grinch Cat-ul. Vreau și un Grinch. Oh, ia uite, bă. Ia uite, bă, că e o poză aici. Și aici nu e o poză, bă, ce gherțui, ce leneș și preston. Bun, cam atâta cu calculatorul meu, că lasă-l. Bun. Păi, avem în felul următor. Avem noul update de Crăciun. Bineînțeles, eu am toate astea, gen, toate astea colectate. Bine, pe contul celălalt, e pe celălalt cont, sunt la Christmas Booth. A trebuit să mai intru, azi, o să iau Christmas Booth-ul și pe aceea în episodul viitor, dacă apare asta pe YouTube, o să-l luăm ăsta și o să-l deschidem. Și, by the way, pe ăsta am deschis și mi-a dat gherțoiul ăsta. Și dacă vreți, da, dacă vreți, pot să vă dau peturi gratuite dacă vreți. Și scrieți-mi în secțiunea de comentarii numele vostru și o să vă dau aici și gen. De fapt, dacă stau să mă gândesc, nu cred că merge acum ăsta. Facem așa la mișto. Stai atent, spun, dăm un ăsta și cu wire message. Da, this is disabled, ok. Da, nu mai contează. Și banca e disabled, like, gen, interestul. Să-i interestul. Dar mă rog. Iar acum totul este ok și da, hai să vedem noul update. Deci, avem 3 triliarde de gingerbread. Poate mă întreba. Bun, deci, episodul ăsta o să fie foarte scurt. O să facem altul când, așa, pentru că eu filmez la ora 5 PM, adică gen 5 seara și ok.
O să vorbesc în 7 și hai să vedem, pentru că, da. Deci, cum am făcut 3 triliarde de gingerbread? Ei bine, vă duceți frumos aici și să adăugați chestia asta în noul update, partea a doua. Da, cotei geaboarna acesta și de aici, nu știu cum mai funcționează, dar, bro, iei foarte mulți bani de aici. Gen, iei mult bani. Stai să mă duc aici. Ne ducem frumos aici. Opa, opa, opa. Opa, că vorbesc pe... Opa, așa că vorbim pe voice chat. Și nu e bine. Și mergem aici. Facem așa. Facem așa. Dați-mi o secundă să dau mai tare. Bun. Iar acum, bine, n-am dat mai tare. Am dat mai încet, dar... De fapt, da, am dat mai... Puțin mai tare, dar mă rog. Iar noi mergem aici și mergem aici și haideți să vedeți aici și cum este, fiți atenți. Hai să spawnez ăsta, bă, de sincer, am văzut la un băiat antidot că i-a picat ăsta pe live, gen, i-a picat ăsta, Mrs. Close pe live, gen, e șmecher, sincer, și ia uitați și-a băgat Preston în joc, mâncavaj, gen, a băgat, ce-a băgat pe shop, valeu. Deci a băgat Titanic Cat Cat și gen Green Huge Grinch Cat și Huge Chest Mimic. Huge Present Chest Mimic, abar n-am. Ce foarte șmecher. Deci ți-ai atenți, dacă apăsăm aici și stăm lângă asta, să vedeți câți bani primim. Vedeți câți primim. Primim gen, la modul gen primim, imediat o să vă vedeți câți bani primim. O, oh, da, 63 de miliarde. Iar Antidot a deschis, din 3 triliarde a deschis Antidot și a picat acel huge. Like, bro, și plus că mai este aici că luck event, da, se simte luck eventul, plus ori 2 coins event. Gen, what? Și eu ca să înțelegeți, hai mai dăm așa unul, ok, să suprim peturile, să mai mânce. Și hai să vă arăt o chestie. Ok, episodul o să fie de vreo 10 minute sau ceva de gen, mă rog, abar n-am cât o să fie, dar mă rog. Mergem frumos, înapoi, aoleo, ce se întâmplă, mi se... Da, gen, nu pot să vă mai arăt acum pentru că mi-a dat Crash Roblox, gen, v-am zis că se închide, gen, îmi dă black screen ecranul. Deci, practic, îmi dă black screen ecranul și după aceea, gen, îmi dă Crash Roblox. Cauza asta nu mai filmez eu pe simulator și nu cred că o să mai filmez, dar mă rog. Dacă strângi multe like-uri, voi filma. Așa că, da, vă dați în follow pe Roblox aici. Uite, fix aici aveți numele, dacă vreți să lăsați și mă găsiți pe simulator, vă dau un pet, nu știu, vă dau și eu, habar n-am. Ce am și eu, pe aici și am, un slave cat sau ceva de genul și o să mă farmez în continuare și vedem dacă ne pică ceva. Și da, cam asta a fost episodul. Nu mai rețin și da, mâine apare 2 episoade pe Minecraft din seria noastră și da.